De 5 ani a devenit tradiție ca în preajma sărbătorii ce o celebrează pe Sfânta Parascheva la data de 14 octombrie, Biserica Domnească din Câmpul Lung să găzduiască racla cu veșmântul cuvioasei de la Iași. Astfel, mușcelenice nu pot merge la Iași pentru a se ruga la Sfânta Parascheva, se pot ruga la racla cu veșmântul cuvioasei la Biserica Domnească din Câmpul Lung, grație preoților Dănuț Manu și Ștefan Ștefănescu. 37 de preoți în frunte cu protopopul Petre Moșoianu și monahul Serafim, starețul mănăstirii Negru Vodă, au oficiat în ajunul sărbătorii Sfintei Parascheva o slujbă de pomenire. Biserica Domnească a fost neîncăpătoare pentru credincioșii sosiți să participe la această cinstită slujbă. Și frumoasă, Parascheva este nelipsită din casa Domnului, unde mergea de fiecare dată la Sfânta Slujbă. Fire miloasă, tânăra a ajutat pe orice om bolnav și sărman care ieșea în cale. Într-o seară târzie, pe un viscol puternic, aceasta s-a strecurat din casa părintească, încărcată cu bunătăți, și a mers spre marginea cetății Epivat, într-o casă sărăcăcioasă, unde locuia o femeie văduvă aflată pe moarte, la capătul căreia plângeau cei 3 copii ai ei. După moartea mamei lor, Parascheva a luat sub ocrotire pe cei 3 copii. Deseori, părinții se mâniau pentru gesturile ei de dărnicie. Pentru a evita ca acestea să se mai repete, au hotărât să o căsătorească. Ea a refuzat să facă acest lucru și i-a cerut ajutorul lui Dumnezeu. Într-o seară i s-a arătat în vis un înger, care i-a transmis: Parascheva, ia-ți crucea și urmează-mă. De îndată și-a luat 2 hăinuțe, niște mâncare și a plecat de acasă mergând până spre ivirea zorilor, când a realizat că a ajuns la Constantinopol. Timp de 5 ani a stat într-o mănăstire, unde a muncit și cu toți banii câștigați ajuta pe toți cei săraci. La un timp a revenit acasă, dar părinții săi muriseră. Toată averea a împărțit-o săracilor, după care s-a rugat la Dumnezeu să o ia la el. Pe data de 14 octombrie 1050 s-a îndreptat spre mare și, slăbită, s-a prăbușit la pământ sub privirile unor marinari. Trupul i-a fost acoperit de nisip și după ani de zile cuvioasa s-a arătat în vis preotului cetății Epivat, prin care îl ruga să dezgroape corpul unui corăbier păcătos ce răspândea un miros urât. Sub el s-a descoperit și trupul ei, care nu era putrezit și emana un miros plăcut. A fost dus în cetatea Constantinopol, după care, în anul 1641, pe vremea domnitorului Vasile Lupu, trupul ei a fost dus la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Iași, iar moaștele au fost strămutate în actuala catedrală a Mitropoliei din Iași. Datorită preoților Dănuț Manu și Ștefan Ștefănescu, din anul 2010, o parte din veșmântul Sfintei Parascheva se află la Câmpul Lung și la el pot veni toți cei care vor să se roage. Așa se face că încă de la începutul acestei săptămâni mușcelenii au avut posibilitatea de a se ruga la racla sfântă. Miercuri, 14 octombrie, la toate bisericile din Câmpul Lung s-au oficiat slujbe religioase, dar și la mănăstirea Negru Vodă, unde starețul Serafim a condus procesiunea religioasă dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva și de unde ați avut posibilitatea să vizionați în direct slujba grație postului nostru de televiziune Clar TV Muscel. La preasfințitul arhiepiscopul nostru Calinin să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe bine credinciosul popor român de pretutindeni, pe cărmuitorii țării, pe mai mari orașuri și ai satelor, pe oastea cei viitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
Miercuri seara, începând cu ora 21, pe postul nostru de televiziune, în cadrul emisiunii Univers Cultural, veți putea urmări slujba de pomenire a Sfintei Parascheva, oficiată la Biserica Domnească din Câmpulung, Mușcel.